Minciunile de campanie despre podul de la Vadu Pașii s-au spulberat, se titrează pe prima pagină. Aflați când va fi gata și cu ce bani va fi reabilitat. Victor Ponta a fost în vizită de lucru la Buzău, iar ministrul educației s-a întâlnit cu dascălii din județ. Citiți în pagina 3 ce promisiuni s-au făcut. Buzoienii sunt informați că guvernul a alocat banii pentru drumurile și podurile afectate de inundații, că alimentele de la Uniunea Europeană se împart după alegeri și că în curând se va deschide un birou de consultanță pentru fonduri europene. Se chiulește mai puțin. Citiți ce soluții s-au găsit pentru ca elevii să nu mai absenteze. HDN-ii au transformat balul bobocilor într-o seară de Oscar. Trupa Iris s-a oferit un interviu ce poate fi citit în Viața Buzăului. În această ediție aflați că autoritățile au decis să înființeze perdele forestiere între Buzău și Brăila și că proprietarii de apartamente riscă amenzi dacă nu respectă anumite norme. Amănunte în ultima pagină, unde se mai publică un apel umanitar pentru un tânăr grav bolnav care are nevoie urgentă de operație. Dintre titluri amintim, 3.000 de buzoieni solicită subvenția la căldură și cea mai proastă alee din oraș. Viața Buzăului publică articole de medicină naturistă, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.